Da, hai să vedem, să vorbim și de Suedia-Ucraina, să vedem cotele pentru această partidă. Suedia cotă 2,42 la victorie, Ucraina cotă 3,35 la remiză, da. Cotă 3,20. Am ales, ca și alte variante de pariere, sub 2,5 goluri, o cotă de 1,56. Da, mică, mică această cotă. Nu marchează ambele, 1,75. Și Ucraina să nu marcheze în prima repriză. Mi s-a părut foarte interesant această variantă de pariere, cotă 1,44. Ucraina, exceptând meciul cu Macedonia, nu a marcat în prima repriză. Pun aici meciurile cu Austria și cu Olanda, de exemplu. Da, bine, turneul e destul de concentrat. Sunt puține meciuri și trebuie să-ți faci o analiză așa în urma unor un număr limitat de momente care vorbesc despre evoluția unei echipe. Dacă e să o luăm așa prin regulile statistice, ar trebui să eliminăm cele mai extreme rezultate. Și atunci evoluția Ucrainei cu Macedonia de Nord, nu știu, nu mi se pare neapărat relevantă în contextul unei optim de euro. Cu Suedia, care joacă, e cam fără cusur defensiv, la mijloc, foarte compactați, foarte, foarte exploziv cumva pe contraatac, mai ales când intră și cu Lușevski. Bine, și-a arătat și Suedia limitele și anumite carențe în meciul cu Polonia. Da, unde și acolo se putea mult mai mult. Cu toate că atunci era calificată, avea această siguranță a prezenței în optimile de finală, a jucat mai relaxat oricum. Da, asta i-a făcut să cumva să irosească o poziție foarte bună în care se aflau, adică except în 15 minute, Suedia chiar a arătat foarte bine. Victoria e conjuncturală în acel gol, la ultima fază, Claesson. Din nou, depinde ce vrei să citești în cifre, Bogdan. Eu cred că vor fi puține goluri și aș miza pe suedez totuși, un 1-0 scurt. Pontul nostru se înscrie cumva în ceea ce spui și tu, Alex. Suedia să marcheze 1-2 goluri, cotă 1,56, pontul dat de colegii noștri din redacție. Da, și atunci nici nu ai nevoie de calificarea lor neapărat. E chiar un pariu cu acoperire, exact ceea ce căută mereu, să vă oferim cât mai multe scenarii profitabile în urma unei singure cote.